Ai un site și vrei să faci bani cu el, așa este? Măsori în Google Analytics conversiile, corect? Hai să vedem cum setările din Google Analytics 4 ajung să-ți influențeze vânzările. Salut! Mă numesc Liviu Taloi și conduc departamentul Data Insights din DVF. Fac marketing online din 1997 și e-commerce din 2000. Folosesc Google Analytics încă de la înființarea lui din anul 2005. Te invit să ne conectăm pe LinkedIn, unde poți afla mai multe despre mine. Ai un site și vrei să faci bani cu el, așa este? Ai un magazin online sau un site care vinde indirect prin lead-uri sau orice fel de site, dar ca să înțelegi evoluția lui, măsori în Google Analytics conversiile, corect? Investești în marketing online? Hai să vedem cum setările din Google Analytics 4 ajung să-ți influențeze vânzările. Dacă te-ai obișnuit să măsori ceea ce faci, dacă știi zicala, ce nu măsori, nu crește, atunci bine ai venit. Ești unde trebuie. Dacă măsori permanent numărul de comenzi generat de un channel, de Google Ads, de Facebook Ads sau numărul de lead-uri, ajungi la momentul în care te uiți în rapoartele din Google Analytics. De ce te uiți acolo? Să găsești insights, să găsești acele campanii unde poți crește bugetele de marketing și să înțelegi unde trebuie să reduci aceste bugete. Optimizezi campaniile pe care le faci. Dar întotdeauna, pentru a face optimizarea bugetelor, te bazezi pe cifrele din Google Analytics, nu-i așa? Dacă ai comenzi sau lead-uri lipsă, dacă ai dubluri de comenzi, dacă procesatorul de plăți îți fură comenzi sau lead-uri, concluziile tale nu mai sunt corecte. Dacă toate cifrele la care te uiți uneori zi de zi sunt puțin greșite, cu 3%, cu 10%, cu 20%, deciziile tale mai sunt corecte? Fundația pe care ai turnat-o la început determină stabilitatea casei tale. Fundația oricărei analize de marketing pe care o faci sunt cifrele corect și complet colectate în Google Analytics. Nu-i așa? Este un proces aici. Așa arată toate procesele tale de marketing. Întâi faci o analiză pe datele existente, înveți din campaniile deja făcute. Apoi găsești în analiză acele insights, acele pietre prețioase din datele proprii și alegi ce să optimizezi. Faci supoziții, emiți o ipoteză de lucru. Dacă voi crește bugetul pe campania asta, pe aceste produse cu 10%, atunci și veniturile vor crește similar. Apoi refaci campania. Cu noile tale ipoteze pe care le testezi, schimbi un produs, faci altă reclamă, te adresezi într-un fel mai emoțional sau mai pragmatic și campania ta începe să se deruleze de vreme de o lună. După acțiunea ta de marketing online, reiei analiza. A funcționat ipoteza ta? Ai avut succes schimbând acel lucru? Acest proces se numește proces de optimizare a campaniilor de marketing și instrumentul de analiză care te ajută poate fi Google Analytics 4. Acum înțelegi de ce este bine să setezi corect acest instrument, că el este în centrul tuturor acțiunilor tale de marketing? Poți lua decizii corecte dacă n-ai un instrument de analiză calibrat și care măsoară tot? Unul dintre aceste instrumente este la îndemână pentru tine și este Google Analytics 4. De tine depinde să-l folosești și să iei decizii de business mai înțelepte, nu-i așa? Două idei te rog să ții minte. Prima idee. În centrul oricărui proces de optimizare a campaniilor tale de marketing sunt cifrele proprii, acestea fiind colectate de Google Analytics 4. A doua idee. Ca să te poți baza pe propriile cifre, este nevoie să instalezi corect acest instrument numit Google Analytics 4 și să-ți ajuți colegii să-l folosească când luați decizii de business. Și dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai share. Îți vor mulțumi foarte mulți antreprenori online dacă faci acest lucru. Dacă vrei să continuăm dialogul, am să te rog să îmi trimiți un e-mail sau să programezi o întâlnire cu mine sau colegii mei. Spune-ne părerea ta mai jos. Dacă ți-a plăcut, te rog, dă un share. Mulțumesc!